Acum, când înțelegi cât de cât unde ești, da? Nu contează, înțelegi, simți, se personalizează sau nu. Programelul e pornit, da? În mine a fost pornit cândva tot de mine din viitor, în tine e pornit tot de tine în viitor și, da? Eu pot fi podul dintre mine și tine care îl pornește, îl activează și te distrezi. Bun. Înțelegând toate, trecând prin toate, acceptând tot, acceptând că viața e o iluzie, acceptând că e multidimensional, acceptând că sunt scenarii, că nimerești în scenarii, că sunt în tine, că le dai voie, că nu le dai voie, accepti tot, ca într-o bună zi să zici, când s-a vorbit despre totul e o iluzie, oricum dacă totul e o iluzie, ne purtăm cum ne purtăm, trăim cum trăim, asta e, cum... da, un fel de decepționare, un fel de iluzie, deziluzie. Ok. Ai dreptul acum să-ți personalizezi lumea, zicând că lumea care se personalizează nu e o iluzie. E viața care, de fapt, o simți, o trăiești și înveți cum nu e o iluzie. Din 3D a fost iluzie. Din viitor se socotea oricum e o iluzie. Ei, ajunge acolo unde nu e o iluzie. Ei, uite cum am o să ceva. Oh my God! Se splituie totul, se scuip din tine tot de ce nu ai nevoie, un fel de, da? Un fel de. Zic cu mine odată, scuip din mine tot de ce nu am nevoie. Scuip din organismul meu tot de ce nu am nevoie. Zice odată cu mine, da? Și proiecțiile încep să se dărâme, da? Alea de iluzie, castelul ăla de nisip, căsuța de nisip, relația de nisip care ai crezut că e, nu e, da? Se dărâmă și nu te mai doare când vezi relația cu... Credeai că e iubitul tău, credeai că e iubita ta, da? Nu te mai deranjează deloc. Poate că pe el sau pe ea o vezi că suferă ca o... și nu știi, și tu ai isterie, râzi. Nu știi cum să... De unde să trimiți compasiune omului? Ții comic, înțelegi unde ești, da? Așa se dărâmă. Ai răbdare un pic, dacă încă n-ai simțit sau nu simți. Nu neapărat fiecare trece, dar cu cine rezonează. La un moment dat, da? E foarte... Omul arată, spune, dar eu plec, dar eu ies și, nu, și tu numai atâta te-am ținut să nu zici. Dar du-te, doamne, nu pot să zici câte un flărâs de... Înțelegi prin ce ai trecut tu și prin ce ai putut să mergi mai, și cu cine erai alături și cu cine să mergi mai departe. Da? Nu că vai de mine ce deșteaptă mis și ale... Nu, tu te vezi în oglindă în sensul ăsta și ai isterie tu de tine și omul înțelege că râzi de el, de ea, de cu cine... Da? Și de azi înainte când de ieri. Nu e o iluzie. Viața ta e pe bune și e mișto și e sănătoasă. Încep să o vezi altfel. Și, apropo, azi suntem în energii din 2022. Da? Azi 23 februarie 2024. Suntem în energiile din 2022, nu știu care zi. Într-a nu știu care țară, într-a nu știu care zi. Da, așa. Acolo ești. Și după cum simți când ești în vibrații înalte, nu te deranjează nimic. Nimic. Cum ești în vibrații joase, simți acolo ceva, da? Un pic ceva. Începi să judeci un fel de, da? Să te judeci pe tine sau să arăți cu degetul. Vrei, nu vrei? Scuipă din tine, ca și cuvânt, ca și gând, da? Să arăți cu degetul, da, nu te duci să-i arăți omului, să-i spui tu, e, tu pentru tine, zici, iactă, da? Ai dreptul un fel de, că ești în energii joase, da? Și e un fel de scui pe acolo, gunoiul tot îl lași în energiile joase, nu pe omul cu tare, dar tu înțelegi unde ești, da? Sunt energiile joase. Iau-te și pe ăsta. Și știi că iau-te și pe ăsta se duce în energiile joase din 3D-ul tău care se dizolvă. Nu se duce concret spre om. Înțeles? Acolo. Bun. Cum ești în vibrații înalte, nu simți. Domnule, acolo tot timpul m-a deranjat. Acum nu mă mai. Mi-a trecut, încă o dată, ești sfânturile tale divine, care odată te-a deranjat, odată nu. Aha, moment de smis. Când ai înțeles despre ce e vorba, ai închis librăria, magazinul. Magazin, ce chestie, îți dai seama, magazin, nu știu dacă în română tot magazin sau în rusă, când în care
magazin e magazin de, da? De producte, de produse și așa mai departe. Și magazin e chestia aia de la armă. Tot magazinul de gloanțe. Înțeles unde? Că eu n-am prea înțeles. Poate mă lămurești tu, scrii ceva de desubt. Doamna, mă scuzați, dar acolo e... Eu cred că e așa. Și asta mi-ar place la nebunie. Eu cred că tăgădăm. Și tu zici, ei, da, chiar. Și asociativ, eu mă duc într-o direcție. Și tu asociativ te duci în altă direcție. Și ne întâlnim la oră scruci. Bă? Hai. Ia să vedem. Ierofant. Da. Divin. Divin, ești ghidată să ajungi până aici și să înțelegi unde ești și cine ești tu. Ești o divinitate superbă, fără început și fără sfârșit. Și fără prezent, culme. Stai în prezent, stai în prezent. Păi prezentul ăla n-are prezent. Prezentul n-are un spațiu pe care să stai. Da? Prezentul conține viitor și trecut. Prezentul, stai în prezent. Acolo o să stau, da? Acolo ești, distrează-te. Ok.